genul programului Talk Show. Și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Persoanele fizice sau juridice, asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin câini de rasă sau metiși au obligația să îi sterilizeze până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015. Așa sună textul de lege care îi obligă pe cei care au câini de rasă, dar există câteva excepții despre care vom discuta astăzi, să îi sterilizeze. Despre noutățile care au fost aduse în acest an vom discuta astăzi cu invitații mei, respectiv domnul Mihai Jula, director executiv al Direcției Sanitar Veterinară Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit în platoul. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Alături de noi este și domnul dr. Constantin Mihăilă, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Veterinari Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit. Bine v-am găsit. Și nu în ultimul rând, domnul Adrian Cioran, medic veterinar în cadrul Serviciului Județean pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Și dumneavoastră, telespectatorii, puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354738888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Am început prin a spune câteva cuvinte despre noua lege, pentru că am considerat că oamenii, și nu sunt deloc puțini cei care au cel puțin un câine la curte sau un apartament, ar trebui să știe ce trebuie să facă exact. Trebuie sterilizați, sunt obligați, nu sunt obligați prin lege să facă acest lucru. Ba mai mult, s-a adus în discuție și microciparea acestor animale. E, astăzi vreau să vedem dacă doar câinii de rasă sau și cei fără stăpân trebuie să fie microcipați, sterilizați. E vorba de câțiva ani buni că se sterilizează. Așa că o să încep cu dumneavoastră, domnule Jula, să ne spuneți care este această lege, cum este, ce spune, mai bine zis. Da. Odată cu apariția Ordinului 1/2014 privind normele de identificare și înregistrare a câinilor cu stăpân, se prevede foarte clar că toți câinii deținuți de persoane fizice sau persoane juridice vor fi identificați, cipați și sterilizați. Tot aceasta se face cu ajutorul medicilor veterinari organizați conform legii, prin înregistrarea proprietarilor într-un registru de evidență a câinilor cu stăpân. De asemenea, câinii fără stăpân, în momentul adopției acestora din adăposturi, vor fi de asemenea cipați, sterilizați, deparazitați și vaccinați. În sarcina cui vor cădea toate aceste lucruri? Cine trebuie să îi înregistreze? Cine trebuie Medicii veterinari. Câinii cu stăpân, medici veterinari organizați conform legii sub formă de cabinete medical veterinare cu ajutorul sub îndrumarea Colegiului Medicilor Veterinari, iar câinii fără stăpân intră în atribuțiile adăposturilor conduse de către fundații, adăposturi publice sau persoane private, bineînțeles tot prin intermediul personalului sanitar veterinar. Există norme de aplicare a acestei legi? Au ajuns? Sigur. Există norme de aplicare, o să intre în vigoare cât de curând și o să demarăm acțiunile, ambele acțiuni, atât de identificarea câinilor cu stăpân, cât și a celor fără stăpân. Să înțeleg că medicii veterinari vor fi cei care vor merge din poartă în poartă, din apartament în apartament pentru a identifica. Haideți să explicăm puțin care vor fi procedurile. Da. Vor merge din poartă în poartă. În cadrul programelor naționale ale autorității sunt prevăzute diferite acțiuni în care medicul veterinar vând nevând intră în gospodăria oamenilor, în special a celor de la țară, din mediul rural, unde li se va aduce la cunoștință faptul că sunt obligați să
vaccineze, să identifice și să înregistreze câinii, iar la orașe campanii de informare prin intermediul cabinetelor veterinare a colegiului se vor face campanii de informare, iar cu ocazia diferitor acțiuni pe câinii respectivi li se va pune în vedere și faptul că sunt obligați să-i sterilizeze și să-i înregistreze. Au fost, domnule doctor Mihaila, au fost interesați oamenii sau au venit la dumneavoastră să vă solicite sprijin, să-i îndrumați ce ar trebui să facă în această situație? Da. Lumea deja își pune, să știți că își pune această întrebare, cum se va aplica legea, cum, ce procedură trebuie să urmeze. Sigur că noi am informat, am făcut și niște flyere prin care am început să le dăm la oameni. Aș vrea să-l completez pe domnul director Jula, colegul meu, cu o mică, să zic așa, ceea ce ai întrebat tu, Petronela, legat de dacă noi vom merge din poartă în poartă. Legea spune clar, medicul veterinar nu trebuie să, cum să zic, să oblige proprietarul de animale și nici nu, noi nu trebuie să forțăm puțin, să spunem, nota cu această lege, ci nu, proprietarul lege, de animale... Normal, legea trebuie da, respectată. Dar este obligatoriu pentru proprietarul de animale ca el să solicite în cadrul unui cabinet medical veterinar care este autorizat de către Colegiul Medicilor Veterinari și să vină să-și înregistreze câinii, să-l introducă în acest registru de evidență a câinilor cu stăpân și de asemenea să-și rezolve problema legată de sterilizare. De ce punctez acest lucru? Pentru că este foarte, foarte important. Președintele nostru, președintele Colegiului Medicilor Veterinari, a vrut să țină neapărat, pentru că au fost diverse întrebări și interpelări în cadrul colegiului, prin care medicii veterinari își puneau această problemă că vom fi nevoiți să mergem exact cum punea întrebarea din parte în parte. Și ne-a spus foarte clar că legea trebuie să fie aplicată, dar proprietarii de animale sunt cei care sunt obligați să meargă să-și anunțe, să-și declare câinele, să-și îl microcipeze, să fie introdus în această bază de evidență a câinilor cu stăpân și sigur să-și să facă toate procedurile legate de sterilizare. Au fost până acum oameni proprietari ai acestor animale care au venit de bună voie să facă înainte de a se da această da. Lege. Sigur, avem foarte mulți câini microcipați. Deci ei sunt microcipați, în special persoanele care au fost pregătite să plece în afara teritoriului țării noastre. De asemenea, au fost persoane care și-au dorit că, eu știu, stau în expectativă de a pleca dincolo și atunci au nevoie să aibă pașaportul în regulă, să fie microcipați și țin să subliniez faptul că până în data de 15, chiar și zilele acestea, am eliberat câteva pașapoarte și microcipări și am trimis la direcția veterinară pentru a fi înseriate și pentru a fi luate în evidență, pentru că legea veche, cea care e până în 15 martie, când se va aplica noul ordin, prevede foarte clar că acest pașaport care... Da, acest pașaport trebuie să fie înseriat, deci el are o rubrică aici jos în care se înseriază de către Direcția Sanitar Veterinară, este luat, intră într-o bază națională de date. Arătați, da. Să vadă și telespectatorii. Deci, da, el așa arată, deci este vorba de un pașaport care... Deci acesta este noul pașaport. Nu este noul pașaport, este vechiul actualul pașaport. Da. Vechiul și actualul pașaport. Exact. Și atunci, acest pașaport, proprietarii de animale trebuie să meargă la ora actuală cu el la direcție. După data de 15, nu mai va fi cazul să meargă la direcție, pentru că va avea aici o pagină în care se va pune un sigiliu și medicul veterinar va scrie de mână pe acest pașaport seria microchipului și atunci acest pașaport va putea să circule pe tot teritoriul Uniunii Europene. Deci există și un... Și carnetul de sănătate. Există și un plus, să înțeleg, cu această lege sau există mai multe puncte forte? Haideți să vedem și ce spune domnul Cioran, pentru că dumneavoastră vă ocupați mai mult de câinii fără stăpân, care știm cu toții cum stă situația la ora actuală. Și trebuie chipați. Nu doar în județul Hunedoara, exact, ci la nivel național. Da, e adevărat. Deci prezint Asociația Serviciului Județean pentru Câini fără stăpân.
destul de ingrată poziția asta, dar totuși trebuie să o reprezentăm. Da, trebuie să se ocupe cineva și de această parte. Absolut. Obligativitatea sterilizării și identificării câinilor pe 1 ianuarie 2015 pe mine mă ajută foarte mult, pentru că mi se elimină principala sursă de abandon a câinilor. Deci principala sursă de abandon a câinilor, de fapt câinii fără stăpân provin din abandonul. Principala sursă a abandonului sunt câinii cu stăpân. Odată ce discutăm de identificare, sterilizare, sursa asta dispare. Un câine dacă este abandonat, identifica, poate fi foarte ușor identificat stăpânul, poate fi foarte ușor sancționat. Un câine sterilizat nu mai eliberează produse de concepție pe străzi și așa mai departe. Deci v-am zis, caracterul de obligativitate pentru mine este foarte important și mă ajută foarte mult în cadrul asociației pe care o reprezint. Cum stă situația la ora actuală în ceea ce privește câinii fără stăpân? Știu că a fost imediat după puternicul și mediatizatul caz al copilului care, din păcate, a fost ucis de un câine. Au început la nivel național, nu doar în județul Hunedoara, o amplă campanie de strângere a câinilor de pe străzi. Ce se întâmplă în județ? Păi în județul Hunedoara n-aș putea spune că am discutat ulterior cazul Ionuț de o amplă campanie de strângere a câinilor de pe stradă, pentru că asta s-a realizat și înainte de cazul Ionuț, odată cu înființarea serviciului județean pentru câinii animale fără stăpân, câinii au fost strânși în adăposturi, sterilizați, eliberați în teritoriu. După apariția legii 258/2013, respectiv 25 septembrie 2013, câinii nu au mai putut fi eliberați. Au rămas staționari în adăpost. În adăpost, e adevărat, trebuia să ținem un număr de câini conform cu legislația în vigoare. Un număr limitat. În momentul ăsta aș putea spune că avem un număr de 650 de câini în cele 8 adăposturi prezente. Acești câini am demarat o serie de, mă rog, să meargă spre adopții naționale, internaționale, sensibilizări la populație, campanii mediatice, dar procentul de adopții a fost foarte mic și este foarte mic. În prezent pot să spun că pe luna ianuarie și februarie până în prezent discutăm doar de un 3,8%, ceea ce este infim. Au fost mai mulți din județ care au ales să adopte un câine sau... Nu, au fost mai mulți în afara României. Au fost mai mult în afara României, mă rog, ei poate sunt mai sensibili la problemele câinilor fără stăpân, poate nu au câini, și, mă rog, cauzele sunt multiple pe care nu vreau să intru în detalii. Cert este faptul că adăposturile în momentul ăsta sunt pline. În 2-3 săptămâni de zile, suntem într-un amplu proces de organizare, atât noi cât și primăriile. Și în 2-3 săptămâni de zile vom putea discuta și de aplicarea legii, exact cum spune despre eutanasie. Câinii sunt foarte mulți pe stradă și la noi în adăpost la fel de mulți. Și atunci nu vom avea decât încotro să aplicăm legea. Cine va plăti pentru înregistrare, sterilizare, microcipare a câinilor, atât cei cu stăpân cât și pentru cei fără stăpân? Pentru că omul poate își dorește să sterilizeze câinele, să-l microcipeze, însă se gândește și la portofel. Plătesc eu, plătește medicul veterinar, cine plătește? Domnule Jula. Conform legii, cheltuielile sunt plătite de către proprietarul câinelui. Doar în cazuri speciale se poate, în cazul în care primăria este de acord, poate să achite contravaloarea operațiunii respective, cu o cerere din partea proprietarului. Adică primarul, în cazul Consiliului Local, să se întrunească și în urma unei cereri a deținătorului de animale, dacă nu își poate permite costul acțiunii respective, poate să aprobe sau nu achitarea de către primărie a contravalorii respective. Interesant ce îmi spuneți. Este o lege, adică mă obligă și trebuie tot eu să plătesc. Da. Deci trebuie plătit de proprietar. Conform legislației, proprietarul are obligația de a solicita castrarea, identificarea și înregistrarea câinelui cu achitarea costurilor respective. Am văzut că ați vrut să adăugați. Poate să intervină și primăria sau municipalitatea cu o cotă aparte, procentual, în acest sens. De exemplu, un proiect de al nostru, înainte de a apare legea 258, era sterilizarea câinilor cu stăpân pe sate, pe gospodările populației, unde discutam de
o cotă aparte noi, o cotă aparte primăriile și o cotă aparte proprietarul. Deci asta era până legea 258. Acum, după câte știu eu, primăria poate să contribuie la suma finală de sterilizare de identificare. Poate să contribuie. Poate să contribuie în urma unei cereri de vârstă de către proprietar, absolut, și cu acordul primăriei, a Consiliului Local și a primarului, se poate achita suma respectivă. Și rămâne pentru la câinii fără stăpân cine va plăti? Pentru câinii fără stăpân. Câinii fără stăpân pleacă din adăpost identific. De fapt, haideți să vă și spun, toți câinii mei din adăposturile mele sunt identificați cu proprietari. Câinii dumneavoastră, că după aceea poate o să vă acuze pe câinii din adăposturile aparținătoare Asociației Serviciului de Sample Optimal Marfa Stăpân sunt câini identificați cu proprietari. Am luat decizia asta pentru a evita ulterioare divergențe. Câinele care îmi pleacă din adăpost pleacă sterilizat, pleacă identificat în adopție, revendicare și a treia parte, care nu pleacă nici din identificat, nici sterilizat, pe care nu vreau să mai repet. Și microchipurile pentru cei fără stăpân? Cine o să le plătească? Sau nu va fi totuși obligatoriu și pentru câinii fără stăpân? Va fi obligatoriu pentru toți. Deci niciun câine nu părăsește adăpostul în urma unui proces de adopție, de revendicare, fără a fi deparazitat, cipat, vaccinat, înregistrat în registrul de evidență a câinilor cu stăpân, gestionat de către colegiu cu accesul, parole de acces din partea celor răspunzători de adăpost, a personalului sanitar veterinar. Cred că ne-ați adus și microchip. Da, este un microchip, un model de microchip. Tot ceva asemănător vor fi și cele care vor fi date din data de 15. Ele au un, vedeți, un cod de bare și microchipul se află în acest tac de seringă. El se va introduce în regiunea interscapulară sau în regiunea cervicală, în treimea mijlocie, undeva în lateral se poate introduce. Sigur, vor fi norme, este trecută exact procedura, cum se va face. Și aceste, până acum noi, aceste axibilduri sau aceste viniete le lipeam pe pașaport. De acum înainte le vor fi trecute, exact ce spuneam înainte, vor fi trecute în cupixul și va fi pus o folie de sigilare ca să nu se mai poată schimba sau să nu se mai pună încă o dată un microchip. Microchipurile care au 15 caractere, deci cele care sunt cu 15 caractere, cum este și aici pe acest cod de bară, pot să rămână. Vor fi primele trei cifre vor fi cu codul de țară al României, 962. Acesta este cu 941, deci nu este pentru România. Din data de 15 vor fi introduse noile microchipuri cu codul de țară pentru România și ceea ce trebuie și este ca notă obligatorie pentru toți colegii medici veterinari, ceea ce spunea și domnul director, este să aibă acele cititoare de microchip. Ele nu vor fi putea fi puse decât pe cabinetele veterinare care sunt autorizate, care au înregistrare în cadrul Colegiului Medicilor Veterinari. Pentru colegii medici veterinari care sunt înscriși în Colegiul Medicilor Veterinari, asta este explicit în lege și este foarte important că acum ne-au apărut și noile proceduri legate de sterilizare, legate de minimul dotărilor pentru un cabinet veterinar, pentru a putea face sterilizarea, ca să nu mai fie discuții din partea asociațiilor, proprietarilor de animale sau, să spunem așa, chiar a iubitorilor de animale, că, eu știu, nu s-au respectat normele minime de sterilizare. Cred că nu este cazul la noi în județ, dar au fost situații, poate în altă parte, unde, eu știu, au fost cabinete care au fost probleme și atunci, sigur că Colegiul Medicilor Veterinari, prin domnul președinte Androni, a încercat să introducă tot ce înseamnă procedură de lucru pentru medicii veterinari, să fie foarte explicită cu ce anestezie se lucrează, cu ce fel de fir de sutură se lucrează, cum se face incizia, cum se practică această sterilizare, dacă este făcută doar o ovariectomie sau o variohisterectomie, adică scos și coarnele uterine și uterul și așa mai departe. Astea sunt proceduri toate care sunt, să spunem așa, notificate în normele de aplicare. Cu ce o să ajute
pe stăpânii acestor câini sau pe medicii veterinari faptul că vor fi microcipați. Nu știu, am văzut atâtea cazuri și afișe și prin oraș, câine pierdut, ofer recompensă. În astfel de cazuri vor putea fi identificați mai repede și cum se procedează? Da, deci în conform legii și în urma identificării, orice câine găsit pe stradă, găsitorul are obligația de a se prezenta cu el la un cabinet medical veterinar, unde cu ajutorul cititorului se va citi chipul. În informațiile deținute pe chipul respectiv se va afla numele proprietarului, rasă, diferite caractere ale animalului respectiv. Deci ajută la identificarea și la găsirea ulterioară a proprietarului, fără a mai fi nevoie de a pune tot felul de anunțuri de pierdut sau găsit. Cred că aici întrebarea ta se referea și la faptul că sunt multe discuții dacă chipurile se pot citi prin satelit, dacă poate fi dat în urmărire, dacă nu este cazul aceste chipuri. Acele chipuri care sunt, da, exact cum spui, problema de acest gen de GPS, acele chipuri sunt foarte scumpe, sunt în asemenea chipuri în lume, dar se practică și în America. Am văzut că au intrat și în România la câinii de vânătoare. Cunosc un proprietar de câini de vânătoare care își pune acele zgări și le identifică în teren și așa mai departe. Sunt foarte scumpe. La da, sigur că da. Și cum spunea dumneavoastră, noi o să ne limităm doar la un aparat de citit microchipul. O să-l citim microchipul, o să aflăm seria și în cazul în care echipele de prinzători vor prinde un câine de pe stradă, primul lucru va fi citit cu aparatul respectiv, se va identifica dacă este sau nu identificat. În cazul în care este identificat, proprietarul vom avea acces la acest REX, Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân, se va identifica proprietarul, se va notifica proprietarul și așa se ajunge până la stăpân. Putem să discutăm cu tânsul. Există aceste cititoare sau urmează? Există la ora actuală. Noi avem aceste cititoare. Deci fiecare medic veterinar se spune că are obligația să dețină asemenea. Acum, aici ar trebui să specificăm clar. Nu toți medicii veterinari au obligație să intre în acest program. Deci doar medicii veterinari care doresc, deci care, exact ceea ce am spus, să întâlnească toate condițiile și doresc să facă această acțiune. Deci colegiul și nici autoritatea prin domnul director nu poate să oblige, nu poate să impune. La fel cum legea spune clar. Așa să vă imaginați că legea la ora actuală este ca și la mașină, la înregistrarea unei mașini care noi o cumpărăm și proprietate. Nu ne cheamă nici registrul auto, nu ne sună, nici poliția nu ne cheamă să mergem să ne registrăm mașina. Noi suntem obligați să mergem. Poliția ne oprește eventual. Da. Cam așa o să fie pe viitor și cu... Și cu poliția animalelor, pe care compartimentul care îl creează domnul director. În cea de-a doua parte a emisiunii o să discutăm și despre poliția animalelor. Vreau acum să epuizăm cât se poate acest subiect referitor la microchipuri și ce trebuie să facă oamenii, cum să ajungă la medicul veterinar, cum să-și dă seama dacă, nu știu, medicul veterinar are toate cele necesare pentru ca animalul să fie microchipat, să fie identificat. Colegiul Medicilor Veterinari a cerut și acum noi va trebui să facem conducerea Colegiului Județean, trebuie să punem și să rugăm colegii medici veterinari care acceptă acest lucru să-și pună acele tăblițe cu antetul Colegiului Medicilor Veterinari, cu numărul de înregistrare în cadrul cabinetului la Colegiul Medicilor Veterinari. Acel număr de înregistrare, sigur, fac o paranteză, va fi și userul pentru... Da, user și parola va fi cea secretă, da, care nu o să o avem fiecare... Așa. Dar userul va fi afișat acel număr de înregistrare, prin care, exact cum spunea și domnul doctor, intrăm în fiecare medic care are acces în acest registru de evidență, intră și vede dacă dumnealui prinde un câine care a venit din Vaslui sau un câine care a venit din Călan și a ajuns la Deva. Trebuie să anunțe, și asta eu cred că într-un an, doi, trei, sigur, nu în prima lună, să nu se aștepte proprietarii de animale, dar cu siguranță într-un an, doi, trei, după ce 70% din câini, 80% vor fi microchipați, dumnealui poate să spună, domnule, prin acea notificare, câinele nostru a ajuns
îndeva ce este cu el. Ori l-ați părăsit, ori l-ați pierdut sau cel mai, eu știu, rău caz, a furat și a ajuns din păcate în oraș. Ce a însemnat identificarea exact la începutul, în 2005-2006, identificarea bovinilor, cum era văzută atunci. Probabil că același lucru se va raporta și la câini. Da, deci, părea mea că un lucru foarte important făcut de autoritate este că s-a dat drumul la aceste legi. Și acum este un început. Urmează în timp să se reglementeze și să vedem rezultate exact. Da. Deci totul la început este un pic, se privește cu reticență și cu frică, dar în timp o să-și dovedească eficacitatea prin controlul câinilor fără stăpân. Absolut. Adăposturi să aibă mai puțin câini, nu să mai fie fătări necontrolate. Luăm acum câteva minute de publicitate, după care revenim în direct. Revenit în direct, discutăm astăzi despre noutățile legislative în ceea ce privește identificarea, sterilizarea, microciparea câinilor, atât cu stăpân, cât și cei fără stăpân. Invitații mei de astăzi sunt domnul Mihai Jula, director executiv al Direcției Sanitar Veterinară Hunedoara, domnul dr. Constantin Mihailă, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Veterinari din Hunedoara și domnul dr. Adrian Cioran, medic veterinar din cadrul Serviciului Județean pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân Hunedoara. Am discutat așa în mare cât s-a putut discuta până acum despre această nouă lege. Pe de o parte am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. De ce ar alege oamenii hunedorenii, pentru că discutăm despre județul Hunedoara, de ce ar alege să facă aceste lucruri? Care ar fi beneficiile pentru ei? Păi, în primul rând, reducerea numărului de câini abandonați pe străzi, un control mai strict al fătărilor, pentru că în cadrul gospodăriilor, în special la țară, dar și în mediul urban, sunt fătări necontrolate. Fată câinii, oamenii se debarasează de câini în toate modalitățile posibile. Automat crește numărul câinilor vagabonzi, fără stăpân. Prin sterilizare se reduce acest număr, automat colegii de la adăposturi o să aibă un număr mai mic de câini, o să fie incidente mai puține. Toată lumea, eu zic, o să fie în siguranță, o să crească siguranța populației și a copiilor pe stradă. Bun, și credeți că cei care locuiesc la țară și au un câine pe care îl țin în lanț, în curte, credeți că aceștia vor fi de acord să conform legislației actuale sunt obligați ca până la 1 ianuarie 2015 să efectueze aceste operațiuni. După, bineînțeles că vor urma și controle pe tema respectivă și se vor aplica și sancțiuni. Sancțiunile sunt destul deci, de mari. Deci după data de 1 ianuarie 2015 se vor aplica sancțiuni. Controle privind respectarea acestor legi, iar sancțiunile nu sunt de neglijat, sunt între 5.000 și 20.000. Deci sunt sancțiuni destul de mari și nu știu dacă merită riscul. Dacă ar fi să ne raportăm la costul pe care presupune sterilizare, identificare, microcipare și sancțiune? Avantajul este microciparea și sterilizare. Da, vom rămâne de văzut până anul viitor cum vor sta lucrurile. Cum se vor derula și dacă oamenii vor fi receptivi. Da. Așa cum am spus, deci este un început bun în a se controla populația câinilor fără stăpân. Deci este, părerea mea este că este un început și un lucru bun făcut de către autorități. Da, un lucru bun și benefic. Și lăsând și aspectul contravențional la o parte, să nu uităm că și un câine sterilizat, temperamentul lui se reduce. Da. Și mi-aduc aminte din începuturile mele profesionale, ca medic veterinar de circumscripție, majoritatea bătrâneilor, așa, la vreo 70 de ani, veneau cu câinii să-i sterilizez, pentru că știa că acel câine nu mai pleacă din curte spre a merge după femele, temperamentul lui scade, nu mai este agresiv, teritorialitatea se îi crește și teritorialitatea, știți? Și este mai docil. Mult mai docil și mult mai eficient. Deci cum au reușit acei bătrânei să știe lucrul ăsta, probabil că și tinerii din ziua de astăzi vor reuși să recurgă la aceeași tehnici și metode. Avem și un telefon. Alo, bună ziua! Bună seara, domnișoară! Vă ascultăm, sunteți în direct. La telefon. Bună seara, domnișoară! Bună seara, domnul doctor Mihailă, care ne-a zis un pic că sunteți, la toată lumea spun că sunteți medici veterinari care vorbiți mai frumos cu animalele, cum vorbesc cu medici și asistente cu bolnavii.
și avem și partea socială a problemelor care are probabil cum să spune, proprietar, să fiți sănătos în continuare și celorlalți invitați. Vreau să pun niște întrebări la domnii. Prima dată, cu micăciparea asta la animale, acum eu înțeleg, mă spun și comentarea de la dimineața de, cum să spune, CMB, că tot am spus dimineața, că cea mai bună dimineață. Așa. Este o cățelușă care e mai veche decât clădirea respectivă, unde eu îi dus în regulă cu multe lucruri pe văd. Vă auzim foarte rău, o să vă rog, nu știu, să nu vă mai mișcați, să vorbiți în... Cred, vorbiți, să vedem dacă vă auzim mai bine sau nu. Ascultă, nu spunea să te înscrie, nu spune un loc, tot să pune pe aia de la... De la o să vă rog să închideți și eventual reveniți pentru că nu vă înțelegem deloc. Bun, revenind la subiectul nostru, spuneați că așa probabil se va reduce numărul câinilor vagabonzi, nu, câinilor comunitari fără stăpân. Dacă ar fi să, nu știu, spuneați că unii au ajuns în adăpost, îi sterilizați, le dați drumul, fiind mai avem un telefon după care o să continuăm. Alo, bună ziua! Mă interesează bună. Cât costă toată treaba? Deci cât o să coste, domnule? Da, încă nu s-au stabilit prețurile, să spunem așa, minimale pe care le impune Colegiul Medicilor Veterinari. Ele, de la ele în sus, fiecare medic veterinar va putea să stabilească tarifului de, mă refer, de sterilizare, și aici cred că este cea mai mare problemă. Dar prețul cred că va fi un preț rezonabil și va fi un preț undeva poate o microcipare la un 20-30 de ron și sigur sterilizarea în funcție de, pentru că anestezia face diferența în funcție de talia animalului și atunci sigur că va fi fiecare medic veterinar va face tariful în funcție de medicația folosită, în funcție de metoda folosită, deci, și sigur poate să meargă de la 100 de roni până la 180 sau 200 de roni pe o femelă și la mascul este mult mai jos. Sunteți de acord cu această lege? Ce părere aveți? Ei, eu nu am câine, dar așa că faptul că am cunoștință cu câine. Bun, dar presupun că o părere tot aveți. Sunteți de acord să fie microcipați toți câinii? Da. Fără discuție. Bun, mulțumim pentru intervenție, o seară plăcută. Referitor la microcipare identificare, aș dori să fac o remarcă. Discutăm de identificarea și sterilizarea câinilor cu stăpân, care provin din rasă comună și metișa acestora. A nu se confunda că discutăm de tot ce înseamnă de câini cu stăpân. Doar de câini metis sau, mă rog, din rasă comună sau metisa acestora. Deci câinele care nu va fi sterilizat, obligatoriu de a nu a fi sterilizat, dar identificat, identificat, dar nu obligatoriu sterilizat, este reintegrat foarte bine morfologic într-o rasă. Sunt niște excepții de la sterilizare. În primul rând, câinii de serviciu, câinii de vânătoare, câinii de rasă, cei care au pedigree, deci să se înțeleagă foarte clar, este foarte... Și de asemenea, câinii de rasă care pe medicul veterinar este suveran. Am vorbit cu domnul președinte Andronie pentru că a fost o discuție pe această temă și medicul veterinar va fi suveran împreună cu proprietarul. De ce și împreună cu proprietarul? Proprietarul va da pe proprie răspundere o hârtie prin care va spune că, virgulă, câinele lui a fost sterilizat în data cutare sau că, virgulă, câinele lui este din rasa Saint Bernard și atunci și medicul veterinar va confirma că este, sigur, nu-i pechinez și el spune că este altă rasă și atunci așa se va introduce în registrul de evidență a câinilor cu stăpân după ce se va face microciparea, dacă ea nu există. Încă o dată, la microcipurile care nu au 15 caractere, ele se vor microcipa din nou, pentru că cititoarele actuale sau cele care vor fi introduse în, să spunem așa, în uzul din data de 15 martie, nu le vor citi cele cu 10 caractere. Și atunci
sigur că, încă o dată, excepțiile acestea, câinii utilitari, câinii de vânătoare, câinii, câinii de serviciu... Și diferite condiții și, medicale. Așa, și exact ce spune domnul director, sunt niște excepții, pentru că nu poți să mai sterilizezi un câine de 13 ani sau 14 ani care el are o boală cronică, are o insuficiență cardiacă gravă. Însă mai trebuie microchipat? O insuficiență renală, da, asta da, identificat, da. Dar nu-l mai sterilizezi. Medicul adică veterinar decide dacă suportă, este dacă necesar, se poate... Pentru că în acea procedură, asta am uitat să vă spun atunci când vorbeam legat de niște condiții minime care trebuie să întrunească atât animalul înainte de a fi sterilizat, cât și cabinetul. Dar unele din condiții, una dintre condiții va fi și niște analize basic, cum se spune, care se vor face înainte de bază, înainte de sterilizare. Că nu poți să faci pe un câine diabetic o sterilizare, nu poți să faci pe un câine cu urea 180 să-l mai sterilizezi. Cu anumite condiții medicale, pe o boală, sigur, e dificil. Da. Și atunci medicul veterinar va stabili condițiile în care se vor face sterilizarea și... Sigur, eu dezavantajul care îl văd, că trebuie, mă simt obligat să spun, dezavantajul major este că, într-adevăr, în timp, după câțiva ani, sigur, populațiile de câini se vor reduce și va crește prețul... va crește prețul la căței, exact cum se întâmplă în țările occidentale. Sigur, nu va mai fi un cățel pe care îl cumperi, eu știu, chiar dacă nu-i cu o genetică extraordinară și fenotipic să fie... Până la urmă se face și o selecție. Da, corect, se încearcă și asta, dar nu va mai fi 100 de ron. Poate îl cumperi cu 200 de euro sau 300 de euro. Cumperi un câine cu o anumită calitate, cu o anumită rasă. Sănătos și asta va fi un dezvolt. Cu alte regulă, cu tot. Și cu o genetică mult mai ridicată față de ce este. Să aibă un genotip bun, să aibă... Da, sigur. Avem un telefon, alo, bună ziua. Am revenit, domnișoară, cu telefon. Se aude mai bine? Vă auzim mai bine. Deci, prima dată ați auzit bine, da? Vreau să începe, domnul invitat, de exemplu, la prăvălea, că știu cum a spus și cum s-a întâmplat la cea mai bună dimineață, că se poate trebui cu cliente, tot așa cu câini, în sensul că mi-a dat de mâncare câteodată la o cățelușă care înainte, acolo când fost, și au zis ăia de acolo, badigoaza sau ce, ăia de acolo, că mai am voie să caut în prăvălie, că de ce da mâncare. Unde era pe stradă cel câine, sau? Păi câinele care de când a fost construită, el e învățat cu muncitori, eu s-a făcut supermarketul și îi mi-a dat lumea să mănânce mai bătrân, mai tineri și ea a acuzat. Eu știu că îți reguli, acum nu sunt nicio, dar dacă acum îți dați pe lui, acum se dai cap, dacă, ca asta e întrebarea, dacă, de exemplu, noi așa zicem fetița la cătăușa, îi dăm de mâncare, ea e sterilizată, de acum trebuie să doară sau cum stăm că nu înțeleg, apă nu-i se pune, nu știu. Nu știu cum m-am putea rezolva, eu știu că nu-i civilizat, dacă oricum suntem noi, nu prea am. Să-l omorâm pe fetița noastră, care multă lume o iubim. Și încă o chestie, spune de la psihologi că e bine ca în casă să-ți comentați și asta, vă rog. În casă, bine, mai ales la femei, la doamne în vârstă, care singure, să aibă un cățeluș, papagal, pisicuță, ceva, că atunci nu devin depresive. Dacă vreți să știți problemele astea, bună, să încercăm să atingem și acest punct. Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule Cerman, haideți să răspunde la prima întrebare. Cazul fetița nu este un caz izolat. Este un caz foarte bine răspândit în cadrul județului Hunedoara. Există un câine, 2-3, care este alături de o comunitate. Acel câine, cert este faptul că nu va mai rămâne pe stradă. Acel câine va ajunge într-un adăpost. Dar din adăpost poate să plece înapoi. Poate să rămână în iarăși în adăpost. Mare atenție, deci poate să plece înapoi prin adopție, clar, numai cu condiții legale, când ne raportăm strict la ce înseamnă legislație, sau poate fi adăpostit de către noi, în adăposturile noastre, în cadrul adopției la distanță. Ceea deci, ce înseamnă? Înseamnă în felul următor. Deci noi suntem obligați ca până la o treime din adăpost să o dăm spre adopție la distanță. Cine dorește, ia un câine din adăpostul nostru și îl menține în adăpost conform unor costuri. Din adopție la distanță. Mă rog, cu formulare specifice, scriptice și electronice și așa mai departe. Deci se pot ține și în adăpost, dar și fetița, sau mă rog, cazul fetița se poate ține și în cadrul adăpostului nostru fără nicio problemă. Deci această treime, discutăm de ea până la ajungerea populației canine din orașe la un număr rezonabil.
Asta nu știu exact ce va presupune, sau mă rog, cum se va stabili rezonabilitatea existenței câinilor fără stăpân în oraș. Dar ce este există faptul? Posibilitatea ca fetița să rămână acolo la locul respectiv? Nu. Într-un spațiu special amenajat și adoptată de către persoanele respective? Se poate. Mai avem un telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Mă ascultăm! Am o... O să vă rog puțin mai tare. Am o întrebare. Am un an sau de 7 ani. Are chip. Vreau să știu dacă trebuie să îl schimb. I-am pus chipul la 7 luni. Asta vreau să știu. Trebuie să îl și schimb și trebuie să îl și sterilizez. După noua lege. Sunt obligată? Da. În primul rând, dacă chipul, exact ceea ce spuneam, dacă are, este cu 15 caractere, nu. Poate să vină doamna să-l citim și să vedem exact dacă are 15 caractere, așa cum prevede legea. Dacă are acele 15 caractere, nu mai trebuie schimbat, chiar dacă nu are codul de țară. Pentru că el a are fost... Are codul de țară cu 900. Deci 962 este noul cod de țară pentru România. Dar chiar chiar dacă nu are codul de țară corespunzător, va rămâne valabil și se introduce, pentru că doamna va da declarație pe proprie răspundere și plus că este carnetul care va face dovadă că a fost microcipat înainte de a intra legea în vigoare. Iar legat de sterilizare, ținând cont că este amstaff și dacă este de rasă, nu se va steriliza, pentru că... Nu are pedigree, deci eu asta înțeleg prin rasă. Da, nu are pedigree, dar împreună, dumneavoastră dați o declarație pe proprie răspundere și de asemenea noi trebuie să confirmăm că este amstaff și atunci nu se va steriliza. Anumita declarație pe proprie răspundere, unde trebuie? La, după data de 15 martie, la orice cabinet veterinar agreat de către Colegiul Medicilor Veterinari, de pe raza localității noastre, dacă sunteți din Deva sau din Hunedoara, sau din Petroșan sau unde puteți să mergeți cu el. Bine, mulțumesc frumos! Cu multă plăcere! Mulțumim și noi! Da, este... Au fost foarte pertinente și întrebările telespectatorii noastre, pentru că, nu știu, până acum exista în acel carnet, este trecut, știu dacă sunt din 10 sau din 15 cifre, deci pot verifica... Da. Sigur, uitați-vă, ele sunt... Asta este cu 15 caracter. De la intrarea în vigoare a noii legi, nu vor mai fi valabile decât microcipurile cu 15 caractere. Celelalte vor pierde valabilitatea și vor fi nevoiți să recipeze cu un microchip cu 15 caractere. Există vreo diferență între cititoarele vechi, adică pot citi cititoarele vechi și cititoarele noi? Nu are importanță, da? Se citește oricare dintre aceste coduri. Se citește. În general, acum noile cititoare citesc foarte multe tipuri de microchipuri și cititoarele vechi erau unele dintre ele și am avut și eu un asemenea cititor care nu citea decât cu 10 caractere și nu citea microchipurile performante, pentru că și ele au tot evoluat ca și performanță pe sistemul de fabricația lor. Dar cele care sunt actuale, deci pot să citească orice fel de microchip, inclusiv cele cu 10 caractere. Problema este că cele cu 10 caractere nu le mai putem introduce noi în baza de date. Aici este problema. Că nu le putem introduce în acest registru de evidență. Adică nu avem voie. Numai cu 15 caractere. Aici trebuie să înțeleagă proprietarii că nu noi dorim data să schimbăm un microchip. Adică programul nu-ți permite. Adică nu-ți mai te lasă să introduci ceva care nu mai este conform legii. Și credeți că până anul viitor veți reuși să acoperiți întreg județul? Pentru că sunt destul de mulți câini și cu stăpâni și fără stăpâni. Nu, medicii veterinari vor reuși să acopere tot județul. Și medicii noi sunt destul de mulți nivelul județului. În cadrul colegiului noi suntem 160 de medici veterinari înscriși în cadrul colegiului medicilor veterinari. Sigur, nu o să se implice toți, pentru că în această structură a colegiului, și aici pot să spun că în cunoștință de cauză, sunt medici veterinari de asistență, medici veterinari de control alimente, medici veterinari igienici, medici veterinari de administrație, care lucrează în administrație, medici veterinari care lucrează în unități militare și așa mai departe.
61 de circumscripții exact, veterinare exact, care automat vor avea dreptul, plus cabinetele, plus cabinetele în jur prime. De 20 și peste cabinete, 25, cam așa deci este. Deci în jur de 85-90 de cabinete exact, vor fi pregătite de la 15 martie să se facă acest lucru, deruleze acțiunea. Sperăm într-un procent cât mai mare. Acum, rămâne de văzut. Avem doar un minut din această emisiune și vreau să discutăm foarte repede și despre poliția animalelor. Știu că și dumneavoastră, domnule Ceroan, ați fost invitat în platoul știrilor Hunedoara TV în urma unui incident deloc plăcut, cel al pisicii arse într-un cimitir din Hunedoara și nu știu, ce trebuie făcut? Există poliția animalelor? Nu există, pentru că astfel de acte de, nu știu, mai mult decât cruzime... Da. La nivelul Direcției Sanitare Veterinare Hunedoara, cât și la nivelul autorității centrale, se va înființa un compartiment și un serviciu nou de poliția animalelor. Exact așa se va numi, poliția animalelor. Acest serviciu va prelua toate atribuțiile compartimentelor de bunăstare animalelor, se vor ocupa de condițiile de cazare a câinilor fără stăpânată, posturi de tot ce presupune bunăstarea animalelor, transporturi, întreținere, maltratarea acestora. Deci va prelua multe din atribuțiile existente acum în diferite servicii și sperăm într-o eficiență cât mai bună. Rămâne de văzut cum, așa cum spuneam și mai devreme, cum vor merge lucrurile cu această lege, dacă veți reuși să o duceți la capăt sau nu această campanie. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mai aștept și cu alte noutăți referitoare la acest subiect. Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor, rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează știrile Hunedoara TV prezentate de colega mea, Camela Chioreși. O seară plăcută tuturor, la revedere!